Vasile Usturoi este românul care vrea să-i aducă Belgiei titlul olimpic la box. Mama lui Usturoi lucrează ca femeie de serviciu la Parlamentul European. Je suis Usturoi Vasil et moi d'un an, je vais aller chercher la médaille d'or. E visul românului de 26 de ani stabilit la Bruxelles în 2011. Campion în ring, Vasile Usturoi s-a calificat la Jocurile Olimpice, iar belgienii au așteptat asta timp de 32 de ani. Complet cum sună numele tău? Usturoi Vasil. Usturoi Vasil. Vasile Usturoi are o soră și trei frați vitregi. Mama lui e femeie de serviciu la Parlamentul European. Imnul Belgiei îi cântă la fiecare meci în ring. Ceva? Nu prea, simt că sunt totuși român. La 17 ani, Usturoi a fost convocat la lotul național al Belgiei. Sunt numărul 1 în Europa, spune Usturoi. Boxul am început în Belgia, nu l-am început în România, deci n-am avut nicio, ca să zicem așa, nicio treabă cu România, deci asta vreau să fie clar. Primii tăi bani din box, câți au fost? Primii mei bani sunt undeva la 300-400 de euro. Toți banii care am luat, sincer, am investit în mine. Luam în bandaje, proteine, regim.